Handbalistele junioare de la clubul HC Universitatea FEFS Craiova au participat recent la un turneu internațional în Serbia și s-au întors cu medalie de aur la grupa de fete născute în anul 2003 și medalie de bronz la grupa de 2004. Competiția găzduită de orașul Smerevo a fost una de anvergură, reunind 130 de echipe la start și peste 2000 de handbaliști de toate vârstele. Aceasta a fost prima participare la un turneu internațional pentru micuțele jucătoare, iar antrenorii Remus Fumurescu și Marian Mitroi consideră că principalul câștig este acela că fetele au luat contact cu o altă lume. Am fost invitați. În mentalitatea noastră și în conceptul nostru vrem foarte mult să accesăm tot ce este nou. Ăsta este motivul pentru care am mers acolo, să cunoaștem handbalul din alte țări și să le prezentăm fetițelor o altfel de experiență. Obiectivul cu care am plecat de aici a fost atins, acela de a depăși această barieră psihică, pentru că la acest nivel de vârstă avem probleme cu copiii. Au fost grupe de la cluburi cunoscute. Cum vi s-au părut? Bune, foarte bune. Pe fiecare nivel de vârstă au existat 3-4 academii mari din handbalul iugoslav, ex-iugoslav. Jucătoarele craiovene au fost însoțite în Serbia și de un grup de părinți. CS Universitatea 2 Craiova a fost eliminată aseară în turul 5 al Cupei României. Albalbaștrii au pierdut în Telorman în fața echipei Unirea Brâncenii din Liga a 4-a, după prelungiri cu scorul de 3-1. În timpul regulamentar, scorul a fost egal, 1-1. Gazdele au marcat prin Nelu Bucă în minutul 26, iar albalbaștrii au egalat prin Căpățână în minutul 38. În timpul suplimentar au mai punctat pentru echipa din Brânceni Desculțu în minutul 94 și Dinu în minutul 97. We'll be right back.